This is the tunnel. Iată tunelul. Click. Okay. Now we this is Rantisi Hospital in the basement. Spitalul Rantisi la subsol. Aici, cei de la Hamas au creat un loc care nu are legătură cu restul spitalului. Există un adevărat arsenal cu grenade, vestere de apărare antiglonți, bombe și rachete înăuntrul acestei săli, în care trebuia să fie un adăpost la subsol pentru copii. Cei de la Hamas au preluat controlul și de aici desfășoară, chiar din acest spital, războiul împotriva Israelului. Sunt niște arme foarte serioase care prezintă un risc chiar și la adresa pacienților din spital, pentru că este vorba despre explozibili și veste antiglonți sau mai degrabă veste pe care se poartă bombele de către teroriști într-un spital pediatric, pe lângă ceea ce credem că sunt și ostatici care sunt ținuți acolo. Stop. This is a motorcycle. Iată o motocicletă. Este ca motocicletele pe care le-ați văzut pe 7 octombrie, care are și un glonț, iar dedesubt sunt niște elemente care provin poate de la corpul unui ostatic, de la partea superioară a capului. Au intrat, probabil, cu un ostatic pe motocicletă înăuntrul acestui subsol de la spital. This basement also leads. Mai mult decât atât, acest subsol face legătura cu un loc unde presupunem că au fost deținuți ostaticii, pentru că s-a descoperit aici o frânghie lângă acest scaun și există o trusă de la OMS, cei care alocă bani acestui spital, deci e vorba de crime de război. Aici este și un biberon. Bebelușii nu trebuie ținuți acolo, desigur, pentru că e vorba de o crimă de... Asta e o crimă de război, o crimă împotriva umanității. Am mai constatat că există și o toaletă improvizată. În mod normal, într-un subsol nu se construiesc toalete improvizate decât dacă este o infrastructură pentru deținerea ostaticilor. De asemenea, alte lucruri care sunt folosite pentru bebeluși au fost identificate. Am adus o echipă de investigatori. Sunt cei care studiază îndeaproape ca să descopere toate aceste elemente. Există și o chicinetă și o altă sală ascunsă care are un sistem de ventilație cu acces la exterior. Presupunem că zona aceasta și camera respectivă erau pentru teroriștii care stăteau acolo sau pentru teroriști și ostatici. Vă vom arăta și dovezile. Nobody put curtains behind the wall. Nu pune perdele pe un perete dacă nu există ferestre, decât dacă vrei să filmezi ceva, să dai impresia unui loc astfel încât oamenii să nu știe dacă este la subsol sau în altă parte. Se vede o listă cu zilele marcate începând cu 7 octombrie și cu operațiunea Al-Aqsa, numele dat de cei de la Hamas acestei operațiuni,
Nu știm exact ce se indică acolo, poate părăsirea acestei zone. S-a evacuat spitalul cu pacienți, poate au plecat cu pacienții sau au fugit prin tuneluri. Există semne că au plecat cu niște ostatici, dar lucrurile sunt încă în curs de investigare. Am fost și eu acolo. Mă gândeam în acel moment la bebelușii care erau ținuți ostatici, la bebelușii izraelieni ținuți ostatici, la femei și la copii. Organizația barbară de teroriști Hamas, cei care folosesc acest spital ca un scut uman, ca o mașinărie pentru teroare. Și să știți că nu este singurul asemenea spital din Gaza. Lumea întreagă trebuie să știe asta, pentru că este vorba de o crimă de război, o crimă împotriva umanității și împotriva legilor internaționale, a organizațiilor internaționale care alocă bani acestui spital care, și cei care ajută acest spital ajută eforturile Hamas. Noi vrem să-i trimitem pe cei din Gaza în zona din sud, acolo unde este sigur, și să arătăm că aceste spitale servesc pentru aceste mașinării ale terorii. Lumea întreagă trebuie să știe și să nu uite că aceste crime împotriva umanității au fost comise împotriva statului Israel. Ne vom elibera ostaticii din Gaza și vom elibera Gaza de cei de la Hamas, de dragul israelienilor și al celor din Gaza și al întregii lumii. Doamnelor și domnilor,